Am făcut review-uri la toate camerele Sony lansate în ultimii 4-5 ani. Am filmat și am realizat un documentar. Filmez zilnic ceva și fac review-uri video pe YouTube, cel puțin 1 sau 2 pe săptămână, tot așa de vreo 4-5 ani. Și dacă ar fi să mă întreb ce cameră ți-aș recomanda pentru a realiza conținut pe YouTube, ținând cont de bani, bineînțeles, atunci ar fi această nouă cameră de la Sony. Seria ZV de la Sony este cumva adresată vloggerilor, pasionaților de video și celor care fac conținut video pentru YouTube sau pentru alte platforme. ZV-E10 a fost prima cameră din segment mai serioasă, fiind una cu senzor APS-C, dar care venea și cu anumite limitări. Apoi a urmat ZV-1, cameră full frame, pentru cei care voiau să treacă la următorul nivel. Acum ZV-E10-2 este succesorul lui ZV-E10 și aduce îmbunătățiri pe toate palierele și devine astfel una dintre cele mai bune camere în segmentul său de preț. Hai să vorbim puțin despre design, ce s-a schimbat și despre noul obiectiv cu care poate fi achiziționată această cameră. În primul rând putem observa că are un grip mai mare și este folosită o baterie mai mare, cea care se regăsește la camerele full frame. Yay! Ar trebui să crească timpul de filmare 4K la 80 sau 130 de minute. Gripul este mai mare cu 10 mm decât pe modelul anterior și asta face ca utilizarea să fie mult mai plăcută. În același timp, lungimea și lățimea au rămas aproape la fel. De asemenea, în același timp, camera este ușoară la 379 de grame. Avem de-a face cu o cameră compactă în linie cu A7C sau ZV-E1. La nivel de butoane, lucrurile au rămas neschimbate și avem buton mare pentru record în partea asta, declanșator pentru poze, buton custom, iar pe spate sunt exact aceleași butoane pentru meniuri, FN, playback, rotița, butonul pentru stergere și așa mai departe. În continuare cu linia ZV nu primește nici acest model vizorul, avem microfon cu 3 capsule în partea de sus și hot shoe-ul. Pe lateral lucrurile s-au schimbat și aici a fost mutat locul cardului și eu mă bucur deoarece înainte era în compartimentul de baterie. Altfel avem slot pentru microfon, USB-C pentru transfer sau încărcare, port pentru căști și micro HDMI. Un alt lucru pe care îl apreciez la acest nou model este că are un mic back LED aici și care indică atunci când filmez. Foarte util. Estetica este aceeași cu care Sony ne-a obișnuit până acum. E ok, dar nimic wow. Totuși trebuie să apreciez faptul că noua cameră are un plastic mat, nu mai este lucios ca în trecut, ceea ce mi se pare că îi dă un look mai premium. Obiectivul cu care vine această nouă cameră este de 16 până la 50 de mm f3.5-5.6. Noul obiectiv este identic cu cel vechi, iar noutățile sunt mai degrabă la interior. Față de modelul anterior, acesta are un autofocus continuu atunci când faci zoom și AF-ul merge și când filmezi 120 de fps Full HD. În primul rând a fost schimbat senzorul și acum cel de 24 de megapixel cu rolling shutter mare a fost schimbat cu unul de 26 de megapixel care se află și pe Sony FX30 și pe Sony A6700. Apoi, acum camera are capabilitatea de a filma 4K pe 422 pe 10 bits, deci cu o calitate mai bună a imaginii, atât la 24 cât și la 60 de fps. Vechiul ZV-E10 nu putea filma la 60 de fps și doar pe 8 bits. Filmarea 4K la 24, 25, 30 de fps provine dintr-un oversampling de la rezoluție 6K, iar filmarea la 50 sau 60 de fps de la 5,6K. Pe scurt, asta înseamnă că avem o imagine de calitate, indiferent dacă filmăm 24 sau 60 de fps. Faptul că poate filma pe 10 bits și la un bitrate ridicat, iar este un avantaj deoarece are mai puțin banding în imagine, iar senzorul captează mai multe nuanțe de culori. Totuși, te-aș sfătui să nu folosești obiectivul kit, al cărui merit este că e mic și are stabilizare optică. Însă deschiderea diafragmei este doar de 3.5 la 16 mm și scade la 5.6 la 50 de mm. Asta înseamnă că nu ai un bokeh foarte pronunțat și ai nevoie de multă lumină pentru a expune corect. Recomandarea personală este să folosești ceva precum acest Sigma 18-50 mm f2.8 pe întreaga plajă focală. Totuși, revenind la cameră, următoarea schimbare importantă pentru creatori este faptul că are acum profilul de culoare S-Cinetone pentru un look mai cinematic, direct din cameră, și că poate filma și în S-Log3 pentru cei care vor să facă colorizare mai avansată. Mie îmi place S-Cinetone și personal, pentru YouTube nu mi-aș bate capul cu S-Log3 și aș filma direct cu acest profil de culoare aplicat, apoi aș coloriza puțin imaginea în funcție de preferință.
Pe cameră există și o funcție de filmare cinematică, iar astfel camera se blochează la 4K 24 de fps și se aplică bare negre sus și jos și poți alege dintre diferitele profile de culoare și lucruri precum gold, forest sau monochrome. Poate fi util pentru cei care vor ceva rapid de publicat direct din cameră. Din păcate, camera nu are stabilizare optică in-body și se bazează doar pe stabilizare electronică. Însă pe noul model are un crop mai mic decât pe modelul anterior atunci când filmez cu stabilizare activă. Poți să te filmezi și fără stabilizare pentru o încadrare mai bună, însă atunci imaginea va fi destul de shaky. Însă ai putea să o stabilizezi în post-producție prin Catalyst Browse, de exemplu, să vedem cât de bine stabilizează imaginea. De asemenea, a fost îmbunătățit autofocusul cu mai multe puncte de autofocus. Stabilizarea electronică mi se pare decentă, dar în continuare cred că e ciudat ca o cameră care poate fi pentru vlogging nu are stabilizare optică. Dar bănuiesc că au făcut asta pentru a menține prețul jos. Dacă vrei stabilizare optică pe un body mal la fel de mic, atunci poți să iei A6700 care costă 10.000 de lei, cu tot cu obiectivul kit. O altă soluție este să folosești stabilizarea în postproducție cu Catalyst Browse al Sony, dar atunci înseamnă că îți dublezi timpul de lucru pentru că trebuie să iei fiecare clip și să-l stabilizezi. Depinde și ce tip de conținut vrei să faci. Eu, care fac review-uri la gadgeturi, nu filmez scene cu mișcare multă, iar ZV-E10, actual cu care filmez acest clip, cu lentile fără stabilizare, se descurcă decent, chiar și din mână, dacă mișcările sunt line și scurte. Altfel folosesc mai multe cadre statice cu camera pe trepied sau pot să folosesc un gimbal și așa mai departe. Pentru genul acesta de clip, personal, nu mi se pare o tragedie că nu are stabilizare optică, dar depinde și de tine cum vrei să folosești această cameră. Pentru că trăim în epoca TikTok și a conținutului creat pe verticală, acum UI-ul camerei se rotește în funcție de cum filmezi pentru o mai bună operabilitate. Oricum, în general, acum este mult mai simplu de utilizat camera cu atingeri direct pe ecran și poți să pui aceste scurtături pe ecran, iar navigarea prin meniuri e mai simplă. Altfel, mai are opțiunile clasice ale seriei ZV, precum Product Scene Recognition, prin care focusul trece rapid pe obiectul mai aproape de obiectiv, nu pe ochiul omului. Efectul de Skin Soften aplică un smoothing al pielii, dacă dorești. Microfonul sună destul de bine și eu zic că poate fi folosit atunci când ai nevoie și poate nu ai o lavalieră la tine. Poți să încerci să faci vlogging cu această cameră și cu microfonul atașat acesteia și cam așa te vei auzi pe stradă într-un scenariu în care vei folosi camera astfel. Nu se aude poate probabil cel mai bine și va trebui să folosești o lavalieră, dar există această opțiune. Și poți seta să capteze sunetul 360 sau doar din fața lentilei sau doar din spatele obiectivului. ZV-E10 II are și posibilitatea de a face streaming la rezoluție 4K la 30 de fps sau Full HD la 60 de fps. Eu nu am încercat pentru că nu fac streaming, dar ar putea fi mișto pentru streameri, deoarece calitatea este foarte bună pe 4K, iar dacă vrei 60 de fps, acum ai și această posibilitate. O altă îmbunătățire este faptul că acum are și o baterie mai mare, aceeași de pe camerele full frame, ceea ce înseamnă că ar trebui să te țină cel puțin 2 ore de filmare continuă 4K la 24 de fps, cel puțin din experiența mea cu camerele full frame ale Sony. Sony ZV-E10 II este disponibil la precomandă din 10 iulie, iar prețul pentru cameră, doar body, este de 1100 de euro, iar pachetul cu obiectivul se vinde la 1200 de euro. Luând în considerare toate aceste lucruri, ZV-E10 II mi se pare excelentă pentru creare de clipuri pe YouTube. Nu-mi place că nu are stabilizare optică, dar nu e un capăt de lume. Poate te gândești, dar de Canon sau de alții, de ce nu zici? Nu am nimic cu produsele Canon, Panasonic sau Nikon, doar că nu le-am testat și nu pot să-mi dau cu părerea. Vorbesc despre ce știu, iar celelalte companii menționate nu oferă produse pentru review, cel puțin nu în România. Acestea fiind zise, mersi că ai urmărit acest clip și nu uita să te abonezi dacă vrei să vezi și alte gadgeturi. Pe data viitoare!